de unde ești, măi, DRPD-ule? Ia spune, de unde ești? Ia sună la un urmă să vină poliția, să vedem că minte lumea. Aveți un privat care face treabă și acum vreau să-l demitei. Nu, vă faceți de o cară. Revoltat că mai mulți tineri strângeau semnături prin localitate pentru demitere, primarul Mihai Georgescu a început cearta cu voluntarii. Edilul i-a numit DRPD-i, i-a filmat cu telefonul mobil și a amenințat că va chema poliția. E la primărie, mă, DRPD-ule, de unde ești? Al cui ești tu? Doamne, nu mai semn la asta. Vreunul dintre voi, da? Aveți vreo legătură cu comuna Călinești? Cine sunteți voi să dați verdicte, mă? Cine sunteți voi să dați verdicte? Suntem niște cetățeni îngrijorați pentru abuz. Mihai Georgescu a fost înregistrat exact în momentul în care îi cerea unei tinere rudă cu el să întrețină relații sexuale ca să o angajeze la cabinetul său. Te pot angaja pe cabinetul meu, îți dau 35 de milioane, mă duci, nu știu, chestii de astea. Îți dau liber cât vrei tu, îți faci viața cum vrei. Dacă am și eu nevoie de tine și vreau să fiu cu tine o oră, două, o zi, să fii la dispoziția mea. Primarul social-democrat din Argeș a fost pus sub control judiciar. Asta înseamnă că nu mai are dreptul să-și exercite funcția și a fost suspendat și din partid. Acum este cercetat pentru faptele sale. Edilul se consideră însă nevinovat și susține că totul este o calomnie.